Această rubrică este oferită de Mekon. În anul 1890 s-a născut Agatha Christie. A fost scriitor originar din Anglia, de romane, povestiri scurte și piese de teatru polițiste. A scris și romane de dragoste, dar acestea sunt mai puțin cunoscute, nebucurându-se de același succes la public. Agatha Christie a fost numită de către Guinness Book of World Records drept cel mai vândut scriitor al tuturor timpurilor, împreună cu William Shakespeare. UNESCO o consideră drept autorul individual tradus în cele mai multe limbi, cel puțin 56. Până în anul 2006, cărțile sale s-au vândut în 2 miliarde de exemplare în întreaga lume. În anul 1895 s-a născut Magda Lupescu. A fost amantă și apoi soția regelui Carol al II-lea al României. După abdicarea regelui Carol al II-lea în luna septembrie a anului 1940, Elena Lupescu l-a urmat în exil. Pe data de 8 septembrie 1940, regele Carol al II-lea și Elena Lupescu au ajuns cu propriul tren la Lugano, în Elveția. Elena Lupescu a petrecut majoritatea perioadei de exil în Mexic, Brazilia și Portugalia. După căsătoria din anul 1947 din Brazilia, Carol al II-lea și Elena Lupescu s-au mutat la Estoril, în Portugalia. După moartea lui Carol al II-lea în anul 1953, Elena Lupescu a continuat să trăiască în Portugalia până când s-a stins din viață. În anul 2003, sicriile celor doi au fost aduse la mănăstirea Curtea de Arceș. În anul 1927 s-a născut Fărâmiță Lambru. A fost un cunoscut lăutar român de etnie romă. În anul 1962 înregistrează primele sale materiale. A întreprins turnee artistice în Franța, Republica Democrată Germană și Italia. A făcut furori în capitala URSS, câștigându-și notorietatea internațională. A apărut în diverse concerte și spectacole de revistă. În anul 1984 s-a născut prințul Henry de Wales. Este fiul cel mic al lui Charles, prinț de Wales, și al Dianei, prințesă de Wales, nepot al reginei Elisabeta II a Marii Britanii și al șaselea în linia de succesiune la tronul britanic. În anul 1885 s-a stins din viață Jumbo. A fost un elefant african, primul animal de circ cunoscut la nivel internațional. A fost adus din Africa la menageria de lângă Grădina Botanică din Paris. Din anul 1865 este ținut în Grădina Zoologică din Londra, de unde a fost cumpărat în anul 1882. A murit lovit de tren. De la sfârșitul secolului al XIX-lea și până în prezent este talismanul Universității Trufts din Statele Unite ale Americii. În anul 2009 s-a stins din viață Nicu Constantin. A fost actor român de comedie. De mic practica tot soiul de meserii: ajutor la bostănărie, vânzător de răcuritoare pe plajă, vânzător de ziare, sacagiu, bagajist la gară. Banii astfel câștigați erau o sursă serioasă pentru întreținerea familiei sale și deseori pentru ajutorarea familiilor mai nevoiașe din orășel. În anul 2001, Nicu Constantin a devenit cetățean de onoare al orașului Eforie Sud. În anul 2017 a murit Mircea Ionescu Chintus. A fost politician român, fost președinte al Partidului Național Liberal între 1993 și 2001, senator în legislaturile 1996-2000 și 2004-2008. Mircea Ionescu Chintus a deținut de asemenea funcția de ministru al Justiției în guvernul Stolojan, primul guvern pluripartit de după anul 1989. În anul 1486, din ordinul lui Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a început construcția unui nou palat domnesc la Hârlău. În anul 1830 este inaugurată în Anglia linia de cale ferată Liverpool-Manchester, prima cale ferată din lume. În anul 1831, în New Jersey, a circulat pentru prima oară locomotiva John Ball, cea mai veche locomotivă cu abur din lume încă în funcțiune. În anul 2013, la București, are loc a 15-a zi consecutivă de proteste. 10.000 de protestatari au cerut retragerea proiectului de lege care reglementează exploatarea minereurilor din perimetrul Roșia Montană. Această rubrică a fost oferită de Mekon.